Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura la Raport. Vă invit și eu să urmăriți dezbaterile noastre de aici, pentru că sunt lucruri importante pe care le discutăm în fiecare seară, în fiecare zi. De asemenea, puteți urmări știrile AgroTV, de asemenea, platforma noastră media, site-ul AgroTV, pagina noastră de socializare. Găsiți foarte, foarte multe informații. Să știți că toți din echipa AgroTV își aduc contribuția pentru a vă ține în permanentă conexiune cu realitatea, cu ce se întâmplă în ziua de astăzi, ce ajutoare veți primi dacă e cazul din partea guvernului, din partea statului, de asemenea ce soluții puteți găsi pentru a valorifica producția marfa, pentru că desfacerea reprezintă, ca și până acum, o problemă dificilă, o problemă greu de depășit de către producătorul agricol. Au venit cei din minister cu această soluție de a crea o platformă online unde producătorii își pot vinde legumele. Cum vedeți ideea celor din minister și vreau să-mi spuneți dacă vedeți că ar avea și succes, dacă e funcțională ideea asta, pentru că la fel de bine, în urmă cu ceva timp se discuta despre Casa Unirea, care, din câte mi-am dat eu seama la vremea respectivă, nu cred că avea atribuții diferite. Sau poate mă contraziceți dumneavoastră, domnul Dănciulescu. Cred că dacă se mergea cu Casa Unirea și se lăsau corturile, aerele condiționate, mă rog, toate dotările care erau, eu cred că acum aveam un atu în plus vis-a-vis și de situația asta, starea de urgență și toate cele. Avem corturile, încă câțiva dintre câteva cooperative, să zic așa, încă au corturile și noi avem un cort care ne-au sunat acum o săptămână că vor să le ia înapoi. Ar vrea să le monteze nu știu unde sau să facă nu știu ce cu ele. Dar ăsta era un plus, un atu pentru noi, adică mai ales în situația de față, putem încheia un contract cu un retailer, ca să zic, aduc tot fermierii vin, aduc marfa, deja mulți intră, dar ce facem anul ăsta? Noi venim cu marfa la corturile astea acolo sau le ducem? Noi avem și un contract cu un mare retailer și tot așa. Ne gândisem noi să, da, să facem o chestie mult mai ușoară pentru fermieri. Ok, colectăm în corturile astea, închiriem un tir, realizează transportul, noi având și o distanță mai mare față de București, să zic așa, 200 de kilometri și da, e un pic mai greu și pentru fermieri, ca să meargă fiecare cu duba, cu furgonul, cu ce are să ducă marfa. Dar dacă se mergea, eu cred că a fost o inițiativă foarte bună, părerea mea, dar nu văd de ce n-am înțeles niciodată ce s-a întâmplat. Bun, domnul Bujor, dumneavoastră ați înțeles mai bine și dacă ați înțeles, poate ne explicați și nouă și în același timp cum vedeți inițiativa guvernului de a crea platforma asta online. La prima vedere, pare de apreciat ideea pentru că trebuie găsite soluții încât să valorifice fermierul marfa, dar e o idee utopică, e reală? Vă rog. Noi sperăm de fiecare dată, să știți, dar nu cred că e reală ideea, pentru că Realistă. n-a funcționat, că nu e realistă, da. N-a funcționat Casa Unirea și nu știu dacă o să funcționeze nici platforma respectivă. După cum știți, cred că și la OIPA este o astfel de platformă și nu, n-a funcționat. Adică e un pic mai greu să funcționeze așa ceva. Speranța o dă totuși că au luat legătura cu consiliile județene să facă depozite în fiecare județ și chestiile astea, asta mi se pare mai realistă decât platforma online. Domnul Tărase, dumneavoastră, sunteți mai optimist? Credeți în platforma asta online? Dom'le, în primul rând, platforma îți dă posibilitatea să știe cineva de tine și să știe ce oferi în momentul ăla. Iar dacă, eu știu, există interes, să-și leagă afacerea. Dar vreau să vă spun că noi, în ultima vreme, am prezentat Ministerul Agriculturii un modul de depozit, pentru că tot auzind de ordonanța asta cu accesul la cei până la 100.000 de euro pe fermă, am considerat că este nevoie ca în obiectivele pe care le dorim să le realizăm, un depozit ar fi foarte bine.
Ministerul Agriculturii și-a însușit treaba pentru că le-am propus un model, un număr de 5-10 depozite din acest tip. Ele sunt undeva la nivel de cam 220 de metri pătrați, făcute ca să vehiculeze ca tranzit circa 20.000 de tone în 9 luni de zile de funcțiune. Asta ar însemna o cheltuială care ar încărca costul la producător cu circa 30 de bani care ar fi suportabil, exclusiv ambalajul și transportul, bineînțeles. Acum rămâne să vedem dacă există posibilitatea ca prin programul ăsta de susținere a fermelor cu până la 100.000 de euro, care reprezintă bani naționali, se vor da ca ajutor de stat. Asta înseamnă că nu vor fi rambursați, vor fi cu titlu gratuit, rambursabil, și a face niște modele pe care să le arătăm, să le promovăm, este un element foarte important. Că după aia, n-or mai fi bani, există modelul să poate crea o formă asta de credit pe, eu știu, pe 6 ani, am calculat eu, ca să poată amortiza valoarea asta. Nu e o valoare foarte mare, e o valoare de circa 100.000 de euro, dar sigur că și alocarea se va face strict pentru mediul asociativ. Adică nu se va da unuia că vrea el pentru 2.000 de metri pătrați sau 3.000 de metri pătrați să-și facă, eu știu, depozit, ci pur și simplu la o cooperativă care se creează și care demonstrează că pot să aibă un dever de circa de niște mii de tone pe care să le transiteze. Asta înseamnă și o valorificare bună a fermierilor la timpul respectiv și o valorificare eficientă, care o doresc și de toată lumea. Bun, cineva vă scrie, vă rog, domnul Dăciulescu. Da, părerea mea, da, ok, depozite facem. Fermierul român, până la urmă, e în stare să-și pună și casa gaj și orice, face și depozit, își ia și își cumpără și tir, își face orice. Ok, dar pe el îl interesează desfacerea, în primul și în primul rând. De produs poate să producă, de transportat, nu doarme noaptea, face cum face, tot ajunge cu marfa. Dar să aibă unde, relația asta cu supermarketul, cu mari retaileri, asta trebuie... Adică aici văd, guvernul ar trebui să implice în chestia asta, ministrul agriculturii, să favorizeze relația fermierului cu mari retaileri. Aici vă văd eu cea mai mare problemă a fermierilor. Deja s-a început acțiunea și sigur că suntem favorizați de faptul că acest virus va face ca mai puțină marfă să vină din afară și orientarea să fie strict spre partea autohtonă. Important este noi să avem calitate, continuitate și, bineînțeles, să avem spontaneitate. Atunci când se cere, să poți imediat să pui la dispoziție. Și e un lucru care trebuie să... Se cere când nu avem, Da, se cere, se cere când nu avem. Când avem, să știți că nu se cere. Poate să confirme colegul. Păi nu, da. Dacă nu mai intră de afară, adică dacă undeva concurența asta neloială, sprijinul fermierului autohton e susținut, o să dispară și nepăsarea lor. Păi ce garanție avem că nu mai cineva? Intră de afară? Exact, da. Ce garanție avem că nu mai intră de afară? Nicio garanție. Păi dacă marfa noastră e mai bună și pe nișa asta consumatorul român vrea produs românesc. De ce? Consumatorul nu-i vorba despre... Nu-i vorba de... Mă scuzi, nu-i vorba de consumator. Vrea marfă românească, produs autohton. Da. Haideți să vă dau un exemplu. O fitofarmacie. Am încercat să expun un produs al meu în fitofarmacie. Mult mai bun de ceea ce avea respectivul acolo. El îmi spune, bă, știi care e chestia? Dacă iau produsul tău, eu câștig foarte puțin. Dar dacă îl iau pe ăsta, câștig mult mai mult. Era un anumit îngrășământ. Așa se întâmplă și cu mari retaileri. Ori să împingă produsele la care ei câștigă cel mai mult, nu?
Nu-i condiționează nimeni, absolut nimeni. Ei fac numai ce vor ei. Aici cred că toată lumea știe. Da. Eu vă Bun, dau un exemplu. Eu din ce am văzut, din ce am văzut pe internet astăzi, Ministerul deja a luat foarte în serios problema asta a valorificării mărfii fermierilor și deja a demarat acțiunea de contactare, de discuții, de promovare și chiar când timpul ne va permite, vom avea o întâlnire între producători și retailer directă în care Ministerul să fie mediator și organizator. Da, direcție va pentru arăsa, ar fi horticultură foarte avem, domnul Tănase? Direcție pentru horticultură avem? Direcție pentru horticultură avem în minister? Da, direcție pentru horticultură nu avem. N-avem un om care, cu care să poți discuți problema al horticulturii. Asta e un lucru foarte grav. Dar nu știu cum o vom putea rezolva, pentru că uitați-vă ce se întâmplă. Azi, nu, cu toată lumea cu care am vorbit, sunt în muncă din asta, la domiciliu, știi? Și nu știu ce mare lucru fac ei. Totuși am rezolvat așa ceva, pentru că în 2 săptămâni m-am angajat că fac un documentar cu fermierii și producția din zonele consacrate, identific depozitele care sunt deja și care pot intra în funcțiune și mă străduiesc, am vorbit cu foarte multă lume, mă străduiesc măcar să știm unii de alții. Eu nu știu de ce, pentru că totuși e o politică din asta în care micul fermier a zburdat fără să-și dea seama că lucrurile din ce în ce pentru el se îngustează. Locul lui este undeva în piață, funcție de cantitatea pe care o produce. El trebuie să înțeleagă că dacă s-a dezvoltat și a ajuns la o anumită suprafață, nu mai poate cuprinde atât producția cât și transportul și statul în piață ca să-și vândă marfa. Și atunci va trebui să o luăm de la început în lansarea producției cu același hibrid, același moment de semănare, același moment de plantare, în așa fel încât să creăm lot uniform ca să putem să dăm, să rezolvăm partidă, eu știu, mare, direcționată acolo unde trebuie. Ei Bun, se domnilor, pot alinia. Da. Ziceți, domnul Dănciulescu. Vreau să-i citesc un mesaj domnului Tănase venit de la un legumicultor care vă întreabă cum poți să produci roșii sau castraveți cu 2,63 lei și să le vinzi la un procesator cu 60 de bani. Roșiile de solar nu se pretează la industrializare. Deci roșiile de solar nu se pretează la industrializare. Da, au brici și mic și nu sunt. Noi facem și industrializare și știm lucrul acesta. Păi nu, era discuția în contextul în care aveam... Domnul Bujor, vorbim de castraveți, vorbim de gogoșari, vorbim de ardeiul gras, vorbim de roșiile care au brixul mai mare. Bun, haideți să vedem și ce soluțiile propuneți dumneavoastră guvernanților, pentru că e firesc pe undeva să vă duceți în fața lor și cu variante, cu soluții și să luăm în calcul și faptul că poate, nu știu ce se va întâmpla cu acest sprijin cuplat, dacă îl veți primi Domnul sau nu Ghinea. Veți primi. Cum, după cum vă veți mai desfășura activitatea? Haideți să ne facem și un plan pe domnul Tărașe, da? Dar realist. Da. Domnul Ghinea, din 17 decembrie, când am identificat problemele cu care se confruntă sectorul și am prezentat problemele și propunerile noastre, a fost o perioadă în care nu ne-a băgat nimeni în seamă. Lucrurile văd că ne-a ajutat și contextul ăsta, s-au schimbat. Nu de acum ajutat. Toată lumea e conștientă că e nevoie de marfă românească și tot succesul nostru nu costă decât în organizarea fermierilor. Asta este elementul pe care noi zi de zi trebuie să ne ocupăm de el, în așa fel încât să putem să determinăm oamenii să facă ceea ce trebuie, să facă ceea ce trebuie când trebuie și lucrurile se vor așeza. Da. Eu zic că primul și primul rând trebuie să mergem pe relația cu supermarketurile. Cine cumpără această marfă? Fermierul se mulează pe orice condiție, pe orice. Gândiți-vă că el se trezește de la 4-5 dimineața, poate muncește până la 12 în solar, iese, mai face și altceva, deci are o putere foarte mare, extraordinară poate la un moment dat.
Dar dacă el nu are unde să vândă, să duce în Puchin sau unde să duce să vândă marfa aia, credeți că e nebun la cap să stea 2 zile pe piață sau 3 zile cu toți țiganii grămadă pe el? Nu-i, credeți că nu-i... Iar conveni și lui, Dumnezeu, vin îmi dați la voie să casa mea, întreb face unde masă. au fost până acum? Îmi Unde dați au voie să întreb fost? unde au fost până acum? De ce nu, când au gândit că trebuie să facă, eu știu, 2000 de metri, 3000 de metri, nu s-au și gândit cui dau marfa asta? Ca fi, și Pentru că dumneavoastră, va e veni singura momentul când... sursă, nu, ascultați-mă, e singura sursă a lor de venit, ei cu asta se ocupă. Începând, termină toamna, au poate o lună de zile liber, unii chiar nu au, că încep să planteze la cal sau așa, muncesc non-stop ei, da? Se dezvoltă de la an la an, mai fac 1000 de metri sau nu mai fac sau merg în continuare. Dar ei Nu, pot să producă, cinstelor, dar nu-i cinstelor bagă pentru nimeni ce în fac. seamă. Cine-i bagă în seamă? Spuneți-mi. Eu am fost personal și Păi colegii nu. noștri, am fost pe la minister, am fost pe unde n-am fost. Până am făcut cooperativă, ok, nu avem cooperativă, gata, haideți să facem cooperativă. Am făcut și cooperativă, dar câte nu am făcut? Nenumărate drumuri de București să stăm de vorbă și cu Casa Unirea și cu... Da, cu cine n-am stat de vorbă și cu marile supermarketuri. Și într-un final, un singur supermarket ne-a băgat în seamă și care avem tot respectul pentru ei, încă mergem și suntem foarte bine. Într-un program foarte pilot, să-i spun așa, am început cu ei, dar actualmente suntem foarte mulțumiți. Dar noi suntem câteva persoane, adică suntem 20-30 de persoane, da? Dar sunt nu știu câți fermieri care toți și-ar dori să fie în situația noastră. Dar nimeni nu-i bagă în seamă. Asta e singura problemă. Nu, dar atrageți și măriți cooperativa, nu-i niciun fel de problemă. Uite, aveți în studio un om de succes care de 7-8 ani de zile a demonstrat că poate să rezolve niște volume de marfă și să realizeze, eu știu, un profit care să-i permită să supraviețuiască. Așa e, domnul Bujor. Da, da, da. Da. Ce vreau să punctez? Ați întrebat dumneavoastră pentru soluții. Cred că soluția cea mai bună a dat-o Comisarul European pentru Agricultură, 100.000 de euro pentru fermieri. Și Din buget cred că am propriu. Zis destul din bugetul de stat. Și Nu credeți că întotdeauna România au în momentul ăsta posibilitatea. are posibilitatea, România ca stat, să dea banii ăștia? Evident că ne-am dorit sau v-ați dorit cu toții. Nimeni nu Păi nu o să dea la nimeni, toți fermierii, dar o să selecteze câțiva care... Nu neapărat că nu trebuie ori să, dar trebuie să dea da. Proporțional. Trebuie să dea proporțional. Acum nu toată lumea o să primească 100 Să de scadă mii. plafonul, să zicem, undeva la 50.000 de euro și să dea la Poate să scadă cât și... mai mulți fermieri. Sau, nu știu, Nu, la dar poate să 10.000, dau primească acum acum 10 de mii, 50 de mii. Nu, în funcție de pe suprafețele niște care ne criterii. dețin, normal. Nu, nu o să dea Se acum lucrează 100 de mii. deja la o schemă de plăți. Se lucrează deja la o schemă de plăți, funcție de necesarul din ferma respectivă. Sigur că unul poate nu va avea parte decât de 1000 de euro sau de 2000 de euro. Altul va avea parte Corect. De 40.000 de euro. Totul se bazează pe un istoric, totul se bazează pe, eu știu, un contract pe care îl ai și îți dă siguranța că ceea ce faci duci până la capăt, e o treabă destul de bună. Iar în procesare, nu uitați că valoarea poate să ridice până la 800.000 de euro pe unitate, plus 25.000 de euro program de minimis. Bun, să dea Corect, Dumnezeu, astea nu ar fi credeți soluțiile că e acum. cineva care nu vrea sau că e împotrivă, dar v-am spus, mi-ar plăcea ca discuția asta să fie cât mai realistă, să ne bazăm și pe situația actuală a României și pe starea economică și pe mai mulți factori, că nimeni nu spune nu-mi da, Doamne, toată lumea zice dăm, Doamne. Așa și noi aici, adică trebuie să ne gândim câtă voință e și câtă putință, cum spune omul din popor, că s-ar putea să visăm mult la banii ăștia și în final să ne trezim că nu avem de unde să-i luăm. Nu spune nimeni că nu sunt buni. Să dea Dumnezeu 900, 200 de mii să dea, da. Să vedem dacă se realizează. Putința trebuie să ne spună guvernanții, pentru că noi nu știm ce putință au. Guvernanții o dau din bugetul de stat. Păi din în bugetul fine, de stat. Să dea Dumnezeu să
să fie așa. Credeți, domnul Dănciulescu, în varianta asta? E realistă sau e mai mult așa o iluzie? La cum este expusă, pare destul de realistă, dar până la momentul oportun sau când ne vedem noi cu banii în cont, mai este, nu știu. Sperăm să fie, cum a zis și eu, Doamne ajută! Doamne ajută! Câte o concluzie, domnul Tănase, un minut, nu mai mult. Trageți o concluzie vis-a-vis de Eu discuțiile pe sper care le-ați că avut cu secretarul de stat, vis-a-vis de întâlnirea cu colegii dumneavoastră. În următoarele zile vă vom da niște vești mai bune și sper că prin efortul colectiv vom face ca lucrurile să miște. Pe de o parte, să venim în calea fermierului și să putem mișca marfa, iar pe de altă parte, să dăm și această posibilitate să susținem financiar producția anului 2020. În regulă. Domnul Bujor, scurt. Domnule, s-au văzut efectele uniunii noastre și mulțumim Ministerului că ne-a luat în seamă și că se implică în dezbaterea problemelor noastre. În regulă. Mă bucur că ați avut succes și că am contribuit și noi cei de la AgroTV în a vă aduce în Vă aceeași mulțumim echipă, și în aceeași dumneavoastră. formulă. Domnul Dănciulescu. Da, mulțumim dumneavoastră și Ministerului pentru ceea ce a făcut până acum. Sperăm să facă mult mai multe. În principiu, practic, relația cu supermarketul să fie cât mai aproape de noi. Bun, să dea Dumnezeu să se înfăptuiască toate lucrurile astea. Am văzut că secretarul de stat, domnul Emil Dumitru, a început o discuție, o dezbatere cu cei de la supermarket. Poate că va veni cu vești bune în perioada următoare și veți respira așa ușurați, veți avea unde să valorificați producția și banii aceștia pe care îi solicitați sunt pe deplin meritați și fac să vă țină pe linia de plutire, să vă dea așa o gură de oxigen în tot contextul ăsta internațional în care, din păcate, facem și noi parte ca țară, ca stat. Domnilor, până data viitoare, puteți conta pe mai departe pe noi, pe cei de la AgroTV. Ori de câte ori aveți o problemă, sunați-ne, contactați-ne, veniți și adresați-vă Ministerului celor care conduc România. Noi vă sprijinim, vă susținem și vom fi tot timpul vocea dumneavoastră, vocea fermierilor români. Mă bucur că am dialogat, vă doresc multă sănătate. Sănătate înainte de toate, că avem nevoie să ieșim cu toții sănătoși din toată nebunia asta creată de acest coronavirus. Să dea Dumnezeu să depășim cât mai bine această etapă și am o rugăminte la fiecare dintre dumneavoastră. Respectați cu strictețe ceea ce vă comunică autoritățile. Îi rog pe fiecare să nu ia în râs, pentru că, iată, moartea nu glumește cu nimeni. A crescut numărul victimelor în România și ăsta e un lucru care ne întristează. Domnilor, seară bună, numai bine!